Absolvenții promoției 1996 ai Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din Arad s-au reîntâlnit cu bucurie, dar și cu emoție la vechea catedrală arhiepiscopală din oraș, după 20 de ani de la absolvirea studiilor de licență. Astăzi, la ora de dirigenție, s-a strigat catalogul și s-au depunat amintiri. Printre absolvenții prezenți s-a aflat și preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Acesta a oficiat Sfânta Liturghie în prezența al preasfințitului părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. După 20 de ani ne-am reunit, în primul rând, la biserică, slujind împreună Sfânta Liturghie și mai apoi la obișnuita oră de dirigenție, dacă o putem numi așa, și agapa frățească, ca să putem constata unii de la alții în ce treaptă ne aflăm de slujire, pe de o parte, și, bineînțeles, ce proiecte am realizat și ce proiecte de viitor dorim să realizăm în continuare. Așadar, a fost o reuniune, o reîntâlnire a bucuriei și a speranței în același timp. Este o bucurie nu numai pentru absolvenții care se revăd după două decenii, ci și pentru profesori și numai puțin pentru centrul eparhial. Desigur, ne bucurăm pentru o reușită de acum mai bine de un sfert de veac, de când ființează Facultatea de Teologie, reluând firul vechii Academii Teologice din Arad și care totdeauna s-a mândrit cu vrednicia celor care s-au ostenit pe băncile școlii sau la catedră. Sfânta Liturghie a fost urmată de un tedeum de mulțumire. Din soborul slujitor au făcut parte preoți, profesori și studenți. A fost o promoție excepțională, o promoție valoroasă și cred că nu multe promoții au bucuria de a avea în mijlocul sau în fruntea absolvenților un ierarh, așa cum s-a întâmplat cu această promoție în persoana preasfințitului părinte episcop Lucian al Caransebeșului. Deci este promoția care a împlinit sau care a confirmat așteptarea bisericii în lucrarea cea mai înaltă preoțească, care este lucrarea arhieriei. În al doilea rând, în cadrul acestei promoții avem profesori universitari de teologie, avem monahi viețuitori la Sfântul Munte Athos, monahi, arhimandriți în Mitropolia Banatului și nu numai, precum și valoroși și zeloși, slujitori ai bisericii, misionari, conștienți și responsabili pentru menirea pe care o au în vremea noastră, în lucrarea pe care o desfășoară. Pot să mărturisesc că pentru dumneavoastră a fost o zi de bucurie, o zi de excelență duhovnicească pentru ceea ce reprezintă comuniunea euharistică și comuniunea de prietenie și de lucrare în ogorul Domnului cu toți aceia care am fost împreună pe băncile acestei școli de teologie românească. De altfel, întotdeauna am revenit cu mare bucurie aici la Arad. Întotdeauna i-am căutat pe dascălii noștri și inclusiv pe colegii noștri de facultate. La final a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru cei trecuți la Domnul, precum și un polihroniu.